scandal în ALDE. Consilierul local din Chiajna, județul Ilfov, Romeo Razdan, ar putea fi exclus din ALDE după ce a fost filmat în timp ce agresa un tânăr. Excluderea consilierului este cerută chiar de conducerea formațiunii. Într-un comunicat de presă se precizează, cităm, gestul domnului Razdan este unul impardonabil, iar acesta va suporta consecințele legale care decurg în urma comportamentului său necontrolat. ALDE nu agrează un asemenea comportament violent și total neadecvat din partea reprezentanților săi. În consecință, ALDE se delimitează de gestul brutal al domnului Razdan. Am încheiat citatul. În consecință, conducerea formațiunii cere retragerea sprijinului politic pentru Romeo Razdan și eliminarea lui din Consiliul Local. Scandalul a izbucnit după ce în presă a apărut o înregistrare în care consilierul local Romeo Razdan lovește cu piciorul și înjură un adolescent, în dispută fiind o sumă de bani. Duceți-vă la poliție! Asta nu face! Vă duceți la poliție și faceți reclamație cum vreți voi! Vă luați bagajul și duceți la poliție! Și faceți reclamație că v-am păcălit! Faceți ce vreți voi! Ce și-a zis să fac? Nu ies afară, nu ies afară, nu ies afară, îmi dați banii pe garanție și după ies afară, m-am filmat când ați sărit pe ei. Te și f*** și nici banii nu ți-i dau, ești prost la cap. Potrivit Arnews, tânărul a închiriat de la consilierul local un apartament pentru care ar fi plătit o garanție de 300 de euro. Chiriașul susține că în momentul în care a eliberat apartamentul și-a cerut banii de garanție, dar consilierul ALDE a refuzat să-i înapoieze. În plus, tânărul spune că Razdan l-a forțat să părăsească locuința, aruncându-i hainele și bagajele pe scara blocului.